Campania Copil Școlarizat, Copil Protejat, lansată de Inspectoratul General al Poliției, capătă tot mai mare amploare și devine un reper pentru toți cei care doresc să susțină copiii cu risc de abandon școlar. Acțiunii s-au alăturat președinta Raionului Rezina, Eleonora Graur, și Igor Botea, șeful Inspectoratului de Poliție. Împreună cu mai mulți funcționari și-au donat jumătate din salariul pentru o lună. Este o acțiune care chiar merită apreciere, este o acțiune binevenită, anume pentru faptul că copiii sunt viitorul nostru și în calitate de conducători avem obligațiunea ca să monitorizăm toți copiii care trebuie să fie școlarizați și cu atât mai mult să-i protejăm de riscul unui abandon școlar, fiindcă chiar dacă suntem cu ochii pe acești copii, avem încă foarte mulți copii care au părinții peste hotare, alții sunt cu bunicii, alții sunt de sine stătători și noi chiar ne dorim ca la acești copii să le fie atrasă o atenție mai deosebită. Vreau să menționez faptul că dacă la nivel de Republică sunt 1900 de copii care merită această atenție și această susținere și care vor fi susținuți prin această campanie, la fel vreau să menționez că și în Raionul Rezina, chiar dacă nu avem copii care să fie cu abandon școlar, toți copiii sunt școlarizați, oricum avem copii care merită atenția noastră și avem copii care merită ca la 1 septembrie să fie și ei școlarizați, la fel ca și ceilalți copii care au toată susținerea părinților. Astăzi m-am alăturat campaniei minunate cu denumirea Un copil școlarizat, un copil protejat. Am donat jumate din salariul de-al meu și vreau să evidențiez faptul că Inspectoratul de Poliție Rezina întreg efectivul susține această campanie și pe parcurs o să venim cu suportul din parte la fiecare angajat. E important ca fiecare să contribuie la această campanie pentru că doar împreună putem crea o societate mai sigură și mai bună. Potrivit șefului adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, prin asemenea campanii pot fi prevenite infracțiunile comise de minori. Astăzi, la Inspectoratul General al Poliției, pornim propriu-zis acel exemplu propriu, care venim cu un suport pentru cei 1900 de copii din Republica Moldova care au risc de abandon școlar. Avem prezența aici diferiți conducători din cadrul Poliției Naționale, începând de la șef de direcție, șef de secții, șef de inspectorate, șefi adjunți de inspectorate, președinți de raioane, Asociația Femeilor în Poliție, Asociația Bunicilor Grijulie, Asociația Terra Valahia și alți parteneri de-a noștri care nu sunt indiferenți de riscul de abandon școlar și împreună reducăm riscul de abandon școlar, ne dorim ca să reducem la maxim criminalitatea juvenilă în Republica Moldova. Eu personal vin cu acea contribuție, cu jumătate din salariul meu și cu mult respect pentru această acțiune voi dona această sumă pentru acei 1900 de copii. Noi vă promitem că vom depune efort ca anul acesta niciun copil din Republica Moldova să nu rămână cu risc de abandon școlar din cauza lipsurilor elementare, hăinuțe sau rechizite. Fie cu Doamne ajută și într-un ceas bun. Mulțumim foarte mult! Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, în 2017 aproape 300 de copii din țară au abandonat studiile. Tot anul trecut, 1400 de minori au participat la comiterea a 800 de infracțiuni, printre care omoruri, jafuri sau furturi.